Odată cu izbucnirea conflictului între Rusia și Ucraina, au apărut și informațiile despre acest război. De unde să se informeze românii pentru mesaje adevărate? Noi, ca adulți, cum ne putem pregăti într-un mod adecvat să facem față acestei stări de război? În primul rând, selectând informațiile la care ne expunem, și aici aș recomanda ca fiecare persoană să se expună la informații care sunt validate din surse sigure. Aici mă refer la informațiile care vin pe cale oficială din partea guvernanților, a celor care gestionează această problemă, și din surse de informație oficiale, acele surse de informare din posturi de televiziune credibile. Principala sursă de informare pentru români este mass media, dar sunt și oameni care preferă mediul online. Unii dintre ei au învățat să distingă știrile adevărate de cele false. De la televizor și de pe telefon, de diferite site-uri de știri. Credeți că sunt reale toate informațiile pe care le găsiți? Sunt și contrafăcute, dar la alea nu mă uit, am obișnuit să le disting. Cum vă dați seama că sunt false? Păi, în momentul în care se evidente o mulțime de probleme care le vedem și alea sunt împotriva curentului, îți dai seama că sunt fake news-uri. Credeți că sunt adevărate toate? Nu. Nu sunt adevărate, sunt și trucate multe. De obicei, de unde vă informați și credeți că este o știre bună? Tot din televizor, tot din altea și mai și pe internet. Presă, mai... pe internet, da. Pe televizor. De ce credeți că apar știri false? Depinde de cine le dă, care au interesul, că altceva nu. Credeți că acum se dau și informații false legate de război? Asta sunt convinsă, sunt convinsă. Cum ar trebui românii să selecteze aceste informații false de cele adevărate? De unde ar trebui să se informeze? Este foarte greu. Dacă am ajuns că... Deci nu mai pot să mai ai încredere în mass media, atunci ce să mai crezi? Televiziunea, presa, dar mai ales televiziunea, cred că pentru toată lumea e cea mai accesibilă. Deci de acolo primim informațiile. De unde vă informați dumneavoastră? De pe internet, da, numai. În ultima perioadă n-am mai consultat nici internetul. Mediul online nu reflectă o siguranță de informare reală pentru români. Multe dintre postări sunt false. Cred că cei mai vulnerabili la a servi știri false sunt oamenii care au pierdut lupta cu gestiunea propriei lor vieți, care au nevoie permanent de o mână întinsă și constată de multe ori că acea mână întinsă le aduce mai multă durere și suferință decât echilibru. Așadar, dacă doriți să aflați noutăți de pe frontul de est al Europei, urmăriți posturile TV acreditate sau, în mediul online, știrile de pe site-urile agențiilor de știri naționale.